Salut! Astăzi vă invit să vizităm Nikiti, un orășel de pe brațul Sitonia din Halkidiki din Grecia, unde chiar am fost anul acesta. Și pot să vă spun că a fost o experiență pozitivă. A fost chiar ok. Plaja nu este foarte lată, ca să știți, este destul de lungă, dar ca să aveți parte de experiență faină cu nisipul cel mai ok, este să stați pe plaja aceasta care este chiar lângă Debarcader, deoarece acolo la intrare aveți puțin nisip amestecat cu pietriș și apoi vine nisipul foarte fin. În celelalte părți, după cum vedeți, sunt tot felul de mici intrânduri din piatră care sunt precis făcute ca să nu se spele plaja în momentul în care sunt valuri în zona aceea, aici se văd stâncile. După această porțiune care se chiar lângă Debarcader, la intrare s-ar putea să găsiți pietre puțin mai mari sau chiar și bolovani la un moment dat, pentru că noi am mers să explorăm, bineînțeles, cu ochelarii subacvatici și am fost foarte impresionați de peștișorii care înotau pe lângă noi. Ca și locație, Nikiti este cam pentru toată familia, deoarece sunt foarte multe magazine, restaurante, peste tot pe malul falezei, apa este foarte curată și, cum am zis, în zona aceasta unde am stat noi la plajă, a fost de la intrare nisip. Deoarece plaja nu este foarte mare, aceasta este în mare parte ocupată de către șezlonguri. Iar șezlongurile se pot închiria între ghilimele, deoarece în majoritatea cazurilor nu se plătește taxă pentru șezlonguri, ci doar trebuie să faceți o consumație. În cazul nostru a fost de 10 euro de șezlong pe toată ziua, bineînțeles. Iar băuturile variau la prețuri, între berea la jumătate era în jur de 4,55 euro, o cafea cam 4 euro, sucuri nu erau, dar de obicei erau smoothie-uri care erau cam pe la 6 euro. Așa că din două băuturi cam puteți să vă faceți taxa pe o zi pentru șezlonguri. Și credeți-vă, merită, deoarece soarele este foarte puternic și dacă nu aveți la voi o umbrelă adusă de acasă sau cumpărată la fața locului, atunci este necesar să vă puneți și la umbră puțin. Faleza are în jur de vreo 2-3 km și merge pe malul plajei, de o parte și de alta sunt peste tot numai restaurante și terase. Iar în zona aceasta unde am fost noi, unde este acest Debarcader, să știți că de pe el se poate sări. Toată ziua se sare în toate direcțiile, în stânga, în dreapta, deoarece apa lângă este mare și se poate sări fără probleme. Este chiar și o mică bisericuță, chiar de unde începe Debarcaderul. Și ca să știți, prețurile la mâncare sunt, mie mi s-au părut, sub prețurile din România. Și porțile erau duble, cel puțin, față de cel din România. Deci am avut niște porții imense, pe care de obicei cam câteodată ca și două persoane puteau să se sature din ele. Seara, să știți că zona este foarte animată, este foarte aglomerată, așa că plimbați-vă cu grijă de ce vă veți lovi de o grămadă de turiști. Poate ați auzit de această gelaterie care cic oferă înghețată extraordinară. Ca să știți, aceasta de lângă faleză este cu mult mai bună. Aceea care ne-a fost de toată lumea recomandată nu a fost foarte bună. Cu toate că spunea toate ingredientele sunt naturale, am aflat într-un final că parcă ar fi vegane, așa că este ca o înghețată copilărie făcută acasă, mai mult cu lapte. În cazul acesta, că este vegană, mă gândesc că este și un lapte vegetal și avea cristale multe de gheață și aroma de fructe erau ok, dar textura nu era wow. Așa că cea de pe malul apei este de fapt cea care ne-a plăcut foarte mult, o înghețată foarte, foarte faină și cremoasă. Sub apă, bineînțeles că puteți vedea peștișori chiar în apropierea plajei, așa că cei mici se vor putea distra. Și ca să știți, foarte aproape de zona de plajă sunt foarte multe mini supermarketuri unde puteți găsi băuturi și înghețată și tot felul de articole pentru plajă. Ceea ce m-a surprins a fost faptul că am putut peste tot să plătim cu cardul. Pe plajă venea chelnerul cu POS-ul mobil, la noi plăteam fără probleme.
Am lăsat câteodată și bacșiș, câteodată n-am lăsat, dacă n-am avut mărunți, că aceea i-am dat extra, nu a fost nicio problemă, au fost la fel de drăguți. Mâncarea a venit de obicei destul de repede și, cum am spus, porțile au fost mari și a fost, bineînțeles, foarte bună mâncarea. Pentru cei care vor să vină în zona aceasta în regim self-service, adică aveți un studio unde veți să faceți de mâncare, să știți că există un Lidl în Nikiti, așa că puteți să vă faceți cumpărăturile de acolo și să vă procurați tot ce aveți nevoie pentru o masă pe placul vostru. Găsiți și zone unde puteți să vă puneți prosoapele sau ceașafurile, deoarece între zonele cu șezlonguri sunt și zone care sunt lăsate pentru turiștii care preferă să nu plătească pentru a se bronza. Apa, ca să știți, este subvenționată de stat, așa că prețurile nu sunt foarte mari. De obicei găsiți apă plată, foarte greu am găsit apă carbogazoasă, deoarece nu prea se bea în această zonă apă carbogazoasă, apa plată este cam peste tot. La unele restaurante veți primi din start o sticlă mare de un litru de apă plată. La unele restaurante se plătește, apare pentru apă plată, la altele nu. Așa că dacă vreți, o acceptați, dacă nu, nu, sau întrebați înainte dacă aceasta se plătește sau este din partea casei. În unele locuri, dacă comandați bere, primiți pe lângă chipsuri care sunt din partea casei, așa că sunt de obicei și câteva mici atenții. Față de anii precedenți, în care de obicei la fiecare masă primeam un mic desert din partea casei, fie că era o plăcintuță mică sau că era o bufelie de lubeniță, în cazul acesta o singură dată am primit într-un singur local în cele 7 zile cât am stat acolo. Nu mai se cam practică această formă de ospitalier. Sper că v-a plăcut acest videoclip și că v-am dat câteva ponturi bune despre această locație. Ne vedem și data viitoare la următoare destinație. Super faine, dați un like și subscribe și ciao, ciao!